Dimineața, când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus: Învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare. Și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.